Bună seara, suntem în direct la emisiunea Dilemele Zilei. Sunteți în direct la această emisiune cu toții. Avem și doi invitați care sunt pregătiți să spună lucruri pe nume despre sănătate. Ați putut să vă lămuriți măcar în parte la emisiunea a patra putere realizată Claudiu Matei. Încerc să propun o altă temă, să avem de toate aici și importante la Tele3, o emisiune dedicată economiei, zonei miniere și energetice, doi sindicaliști din complexul Oltenia, doi reprezentanți ai companiei, unii vin chiar din locul de unde au început protestele de acum câteva săptămâni. Vorbim despre o inițiativă a administrației care vizează reorganizarea complexului energetic Oltenia, în special în zona de minerit. Dispar sau nu MC-urile, exploatările miniere de carieră, cel puțin ideea în acest moment este de a desființa aceste structuri și așa face o legătură mai rapidă între direcția minieră și carierele, cele 10 cariere din județul Gorj și Mehedinți, una de fapt mai este în Mehedinți. Să vă spun și cine sunt invitații serii, domnul Ion Popescu, lider de sindicat de la cariera Jil Sud. Bună seara, domnul Popescu. Bună seara, domnule, dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră. Și revine și domnul Bogdan Bejinaru, de asemenea sindicalist, tot în complexul energetic Oltenie. Bine ne-am regăsit, domnule Bejinaru. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Un subiect de interes pentru, special pentru minerii din Oltenia și din județul Gorj, organizarea companiei în zona de minerit, exploatările miniere de carieră, ar putea să nu mai există, să fie desființate începând cu luna martie, cu luna viitoare. Domnule Bejinaru, sunt și păreri pro și păreri contra dumneavoastră, care partea baricadei vă aflați în această dispută. Eu am spus-o că au umblat la o organigramă, la o unitate cu aproape 1800 de salariați, cum este MCJ. Este cea mai mare prostie, mai ales în situația de față când sunt lipsurile care sunt. Ce facem? Trecem de la un raport dimineața care se ține cu directorii de la direcția minieră și trei directori de MC-uri și ajungem să ținem o ședință cu 11, cu 10 directori. Atunci, automat, desființând MC-urile, carierele, revenim la fostele UMC-uri, fiecare este cu treaba lui. Unu. Prima problemă. A doua problemă. Vrând nevrând, mă leg de politic. Știți foarte bine că eu am o problemă cu politicul și o să o spun în continuare și o repet. Eu mă întreb, oare PSD-ul nu și-a îndestulat, să zicem așa, activiștii de partid? Ce înseamnă desființarea MC-ului? Înseamnă desființarea unui post de director? Înseamnă desființarea unui post de contabil șef? Și creăm două posturi de directori? Creăm două posturi de contabil șef? Creăm două posturi de inginer șef electric, mecanic, pentru ce? Pentru clientela de partid? Să-mi prezinte și mie public ce economie face sau ce câștigă din această reorganizare, dacă, Doamne ferește, desființăm MC-urile, că totul se rezumă la bani. Până la urmă, totul se rezumă la bani. Da, facem economie pe fondul de salarii. Asta este suma. Deși eu nu cred, pentru că se înființează automat posturi noi. La noi, în Jilți, și în Motru e la fel, și în Ovinari vorbim cu colegii de la celelalte sindicate, pentru că obligatoriu colaborăm. Am spus-o tot timpul. Nu mai sunt oameni la birouri. Muncesc 8 din 8. Dimineața își fac situațiile stricte pe producție, apoi problemele care apar. Merg în teren, din teren vin înapoi, fac referatele pentru piesele care trebuie, dau drumul la tot ce înseamnă hârtii. Pe lângă asta, situațiile care se fac de la nivel de care le cer de la nivel de complex. Că ne trebuie, vrem o revizie la nu știu care excavator sau la nu știu ce transportor, dați-ne situație ce ne trebuie pentru transportorul ăla, iar presupune să mergem în teren, să facem constatare că ne trebuie atâtea role, ne trebuie atâta covor, ne trebuie, eu știu, reductoare și motoare și ce ne mai trebuiesc acolo. Iar înapoi la calculator, iar domnii de la, n-am auzit pe nimeni să spună că sărim de la o idee la alta.
Dom'le, vă dăm de la, din centrală, de la CEO, că și așa se calcă în picioare prin birouri, vă dăm oameni în teritoriu, și pe biroul mecanic, și pe biroul electric, și pe biroul protecția muncii, pe absolut unde este nevoie, chiar și pe resurse umane, că nici la resurse umane nu stăm extraordinar de bine, având în vedere că avem 1800 de salariați și 4 oameni în MC-ul, plus încă 2 la fiecare carieră. Totul este făcut după ureche. Deși am rămas surprins pentru că foarte mulți din actualii directori au fost cadre de conducere și pe timpul cât am avut organigrama cu acele UMC-uri. Și ar trebui să îi spună domnului Boza să-l informeze că nu este tocmai ok cu aceste UMC-uri. Dacă vor... Cum zice, economie. Okay. Dacă vor economie, eu le sugerez altceva. I-aș întreba de exemplu, cele două, un exemplu dau. Cele două autocare care vin de la Craiova în fiecare zi cu TESA. Noi în contractul colectiv de muncă. Unde vin cu... Unde vin la CEO în Târgu Jiu. Sunt două autocare. Cu autocare, cu excursie zilnică? Bun. Contractul nostru colectiv de muncă spune că asigurăm unui salariat 60 de kilometri pe sens pentru deplasarea la locul de muncă. Corect, da. Până la Craiova eu știu că sunt 120. Aș vrea și eu să-mi spună de exemplu cine plătește ceilalți 60 de kilometri? Sau de ce nu cei de aici de la birouri care fac naveta de la Craiova, de ce să nu mi-i repartizeze la Turceni, la termocentrală, la Ișalnița sau la Craiova 2? O întrebare. Aș mai avea altă întrebare, iar vis-a-vis de politic. Aș vrea și eu să văd un parlamentar de Gorj să iese și să spună, da, mi-am angajat șefa de cabinet la CEO la București cu 4 ore pe lună și ia salariul cât ia un coleg de-al meu care stă la bandă, în frig, în nămol, că ați văzut condițiile care le avem. Sau numai, sau toți detașații de la Minprest politic, în special PSD-iști, pentru că nu, să nu se facă confuzie. Că tot timpul s-a aruncat în, mie îmi place să fiu un om corect, s-a aruncat în spinarea lui Alde. Nu e adevărat. Toți PSD-iștii care sunt transferați de la Minprest la noi în centrală pe diverse locuri călduțe, să-i treacă înapoi la Minprest pe salariul de salariul pe care le dă domnul George acolo și să ne lase pe noi în pace. Nu să suferim noi pentru clientela lor politică. Domnule Popescu, dumneavoastră ce părere aveți despre reorganizarea aceasta? E benefică? Domnul Bogdan a punctat foarte bine. Eu ce pot să spun că de-a lungul timpului nu e prima dată când se înființează MC-urile, se desființează MC-urile. Propunere, e apanajul administrației în final. Nu știu cu cine încălzește pe noi, cei care suntem în producție și lucrăm, cu cine încălzește pe noi că se desființează. Dacă ar fi personal care să vină la pe circuite, lăcătuși mecanici, electricieni, escavatoriști, ar mai zice. Dar de-a lungul timpului am văzut, n-ai cum să aduci. Eu n-am văzut până acum 30 de ani de servicii, n-am văzut să vină cineva de la birouri, de la MC-ul, să vină, fiindcă astea sunt locurile lor de muncă, cum să vină la... Pe ce dată au plecat de-a lungul timpului și au învățat carte să fie acolo la birouri. Nu cred eu că să... N-am auzit până acum, aș vrea să și eu un exemplu de... Un inginer sau, mă rog, care a coborât de la nivelul acela să vină înapoi în carieră pe circuite. Eu nu mi-aduc aminte, poate domnul Bogdan, eu nu mi-aduc aminte. Nu știu, eu sunt surprins pentru că domnul Popescu a fost cu mine și dumneavoastră în comisie în decembrie. Am avut 14 salariați decedați și s-au hotărât în comisie 14 angajări, da? Aproape două luni, sunt aproape două luni. Și încă nu s-au făcut. Am înțeles de la seară. Păi nu, dar în perioada asta, de exemplu, avem o fostă directoare care chipurile s-a pensionat și și-a transferat copilul de la bancă, din funcțional bancar, a venit în centrală. Mărim personalul în centrală și așa facem restructurare la TESA. Tot timpul, păi aici este TESA. Aici e problemă cu TESA, la Târgu Jiu. Le-am spus-o mulți membri de-ai mei de sindicat, inclusiv muncitori, la un moment dat, după una dintre emisiuni, m-au acuzat că, domne, că ai ținut cu TESA. Și le-am explicat și unii au priceput. TESA de la Târgu Jiu. Pentru că este clar, la birouri sunt foarte puțini la noi, unde se face munca efectivă.
Iar aici se calcă în picioare și vin peste noi cu tot felul de proceduri, că neavând obiectul muncii, normal că se apucă să facă tot felul de proceduri. Îmi pare rău că nu am adus anumite proceduri, să vedeți niște anomalii ce le poate trece prin cap, din lipsă de ocupație. Când ar putea să vină la Jilț și să pună osul la muncă cu adevărat. Dar încă o dată, sunt mulți aici în centrală, foarte mulți, care nu știu unde se produce cărbunele și unde se produce megavatul. De la distanță, domnule Popescu, din afară, se pare, domnule, mai dispare o structură, teoretic ar trebui să dispare și birocrația. Teoretic. În realitate ce se întâmplă? Teoria ca teoria, dar practica. Ce se întâmplă cu angajații de la MC? Unde se duc? Cu ce se ocupă? Dacă dispare structura asta. Vor fi transferați la cariere, cum au fost și cu MC-urile. Asta se va întâmpla. Dar ei vor rămâne tot aia. Munca va fi aceeași. Dacă sunt la MC Jil, se vor duce jumătate. Deci dacă sunt 3 în birou, să duc 2 la Jil Sud, 1 la Jil Nord. Sau dacă sunt 4, să duc 2 și 2. Dar munca va fi aceeași. Din contră, ăia 2 care se duc la MC-uri, gândiți-vă că acum se face o situație pe tot Jilțul. Ăia vor prelua mai multe sarcini. Iar aici, domnii de la CEO, nu putem să-i deranjăm. Aș vrea să-mi facă și mie un listing al salariilor. Să-mi spun și mie cum o secretar are peste clasa 51-52. Secretar de ce? Secretar de director, de... A, secretară. Da, secretară, da. Preia telefoanele. Nu secretară de partid. Referitor la ce... Nu se prezintă așa ceva în CEO. Cum a specificat domnul Bogdan, am aprobat, Comisia Mixtă a aprobat angajarea a 14... Sunt 14 situații de persoane care rudele angajaților, rudele angajaților s-au aprobat. Anul trecut sau în anii trecuți? În anii trecuți. În anii trecuți, în anii trecuți și s-a aprobat 14 și am înțeles acum, ieri parcă am auzit o afirmație așa al unui director, că în ședința aceasta care urmează din directorat se vor aproba, după atâta timp, se vor aproba cele 14 angajări. Din cele 14 angajări, după câte am cunoștință, majoritatea o să fie în carieră. Că normal, asta am cerut și eu. Știu, și eu știu că majoritatea vor fi în carieră. Tocmai de asta, pe asta trebuie... Fiindcă cei au decedat sunt muncitori, au fost muncitori și vă dați seama că n-au, o să fie tot la pe circuite. Haideți să luăm și un telefon până nu ne prinde pauza. Bună seara, stați în direct la emisiunea Dileme Zile. Nu mai este, dacă o să mai revină să mă anunțea să luăm mult mai rapid, să nu vă întrerup să vă țineți ideea până la capăt. Ziceți, domnule, sună și acum. Ziceți, domnule Popescu. Da, deci mă refeream că din cei 14 angajați, din cei 14 care vor fi, sperăm vor fi angajați, să fie tot, majoritatea o să fie în producție și ca asta suntem noi, cei care fără relații, fără pile, o să fim acolo în... Înțelegeți și cum adică fără relații și fără pile? Păi da, s-a demonstrat că dacă ești cunoștința... Nu, dar zic exact în speța asta, cu 14 angajări, urmașii celor decedați. Și aici e cu pile, sau cum? Păi nu, asta vreau să zic, că urmașii celor decedați, fiind mucitori, tot se vor duce acolo. La locurile de muncă mai, da, mai da, grele. Exact. Celelalte angajări, după câte am înțeles, domnul merg Bogdan... Merg pe birouri, sau cum? Domnul Bogdan are mai multe informații, eu n-am auzit angajări de... Să vină unul cu pilă să angajeze lângă bandă. N-am auzit să vină. Nici eu n-am prea auzit. N-am auzit așa ceva până acum. S-ar putea să fie și din asta la un moment dat. Bună seara, vă ascultăm acum, dacă sunteți. Bună seara. Să trăiți, domnul Măruță. Să trăiți, domnul Bogdan. Să trăiți, domnul Popescu. Să trăiți. Bună seara. Domnul Popescu și domnul Bogdan, sunt un angajat al carierii Jil Sud. Și problema cheltuielilor e foarte mare, domnule. Oamenii sunt angajați, nămolul e cum e. Dar hai, domnule, să propunem la administrația asta să ne facă un cabinet medical pentru oamenii ăștia care mor în cariere. Domnul Popescu, dumneavoastră știți, domnule, situația foarte bine ce s-a întâmplat alăntăieri la noi în cariere. Da. Știți destul de bine. Să facă un cabinet cardiolog, cu un doctor bun, cu o asistentă bună, cu o aparatură bună, la atâta bani care se investesc în CEO-ul ăsta, se poate aduce un cardiolog ca să facă investigație la om mai amănunțită și după aia să trimită pe un om la un spital. Ce să înființăm, domnule, că acum o lună sau două a fost propunere că să desființăm și ce avem, domnule, la Jil Sud. Deci vă dați seama. Ce avem. Da, da, exact. Deci s-a pus problema că să desfințăm și ce avem. Și ce avem? Da, exact. Înseamnă că suntem într-un pat, cu un picior în groapă și cu unul afară, domnule.
Da. Dacă situația asta a ajuns să murim pe capete, ai văzut pe domnul Fotău? Da. Să duce țara la lucru dimineața, așa se întâmplă și cu domn Cornel. Așa se întâmplă și cu Isulescu, așa se întâmplă și cu Constantinescu, cu toți, tot așa se întâmplă, domne. Aveți perfectă dreptate. Îmi pare rău că vă dezamăgesc, dar gândiți-vă că au expirat contractele de transport și încă se merge la mica înțelegere, nu au fost licitațiile organizate, pentru că domnii s-au fost ocupați de desfințarea MC-urilor și alte organizări, în loc să facă ce trebuie. Știți și dumneavoastră foarte bine că piatra în carieră a fost adusă în decembrie, când deja era nămolul până la genunchi, în loc să o aducem în august-septembrie, să o băgăm în condiții pe drum. A făcut exact acum, când a murit colegul nostru de la Jil Sud, a rămas tancheta împotmolită să se ducă când a mers să-l ia. Asta vreau să zic și eu. Chiar dacă am înființat, cum zice dumneavoastră, un cabinet, ce șansă de supraviețuire avem noi în momentul în care nu ai... Deci tancheta aceea, ați văzut cât a durat, nu ai drumul de acces, n-ai cum să ajungi într-un timp foarte scurt, durează o jumătate de oră, o oră. Păi ce șansă mai sunt, domnul... Să mai ajut să te salveze un medic, da. În țara asta și la nivelul întreprinderea aceea se poate aduce o mașină, domnule, care urcă și pe teibelit pe munți, pe munți, care se o țină numai la o deservire, la schimbul 1, care deservește la schimbul 1 și să fie anume pentru așa ceva, domnule, că un om se poate întâmpla un accident, se poate întâmpla orice. Nu punem problema de preinfarct sau punem problema de situații. Deci punem problema de un accident, domne, care se poate, că știți în ce situație lucrăm și cum lucrăm. De un accident la care se poate, îi spune omul ăla, dacă nu ajunge mașina să-l ducă, pierde mâna, pierde piciorul, pierde în viața. Domnul Cornel, acum o săptămână am avut o... cred că vă aduceți aminte, o intervenție la excavatorul 15, o mufă de 6 kV și am mers împreună cu tot personalul de la excavatoarele din zonă într-o tanchetă în care doar pe partea laterală sus erau niște geamuri. La un moment dat ne întrebam pe unde suntem, nu știam pe unde suntem, suntem duși ca cei de la pușcărie, ați văzut, cei de la pușcărie au geamurile, dar totuși le-au... cum să zic eu, să mai vede prin ele. Dar noi suntem transportați, vai, vai, vai de noi, domnule, vai de noi. Domnule, trebuie luată la nivel de conducere, la nivel de directorat. Eu nu mai vorbesc multe, dar vorbesc mult iar așa, la nivel de directorat, trebuie luată o hotărâre ca să facă un cabinet, exact, a zis și domnul Botă aseară în direct, că se ocupă de treaba dumnealui, de treaba asta, să facă un cabinet cardiolog, un doctor bun, că avem destui doctor în țara românească, să vină măcar de două ori pe săptămână, să se ducă fiecare muncitor prin rotație, să se ducă să-și facă controlul. Domnul Cornel, probabil că o să mai trebuiască, e o normă, probabil că o să trebuiască, Doamne ferește, să mai moară încă 2, 3, 4 dintre colegii noștri și de-abia apoi o să se ia măsuri. Nu trebuie să mai ajungem acolo, domnul Popescu, că oamenii de aici încolo suntem la o vârstă înaintată și noi așteptăm și noi o pensie, nu să ne ducem acasă în sicrie. Din păcate, uitați că colegul nostru, Fotău, n-a mai avut șansa nici măcar betul de el să se mai gândească că o să iasă la pensie. N-am mai avut șansa din cauza, uite, poate Dumnezeu îi mai dădea o șansă dacă chiar putea să ajungă mașina la el. Da, să trăi sănătate. Sănătate, o seară bună. Să aveți să eu, iată, o propunere. O propunere venită din partea unui coleg de-al dumneavoastră. Există niște eu contracte. Eu nu vreau să trag condiții pripite, dar... Concluzii. Așa, concluzii. Eu vă spun așa, administrația, să nu uite... că la protestul spontan care a fost acum o lună de zile, nu s-a cerut numai mărirea salariilor. S-a vorbit de condiții. Unul dintre punctele oamenilor a fost foarte clar îmbunătățirea condițiilor de muncă și investiții în utilaje. Eu nu lucrez la Jil Sud, dar știu că cel ce a murit lucra de o viață, cum ar fi din 90 și numai acolo. De 30 de ani am lucrat împreună cu dânsul. Deja e stresul peste... limitele admise, să-i spunem așa, și trebuie băgat banii în utilaje. Trebuie să înțeleagă că nu merge cu de-astea, hai să înființăm MC-ul, hai să desființăm MC-ul, hai să mai mutăm pe vreo 2-3, că ne plac sau nu ne plac ochii lor de colo-colo, dar de fapt să uităm lucrurile importante. Domnul Bogdan, domnul Măruță, s-a făcut, domnule, acum câteva luni, s-a făcut o super comisie.
Și am fost prin carieră să identificăm toate condițiile de... Au trecut 3 luni de zile, domnule. Au trecut aproape 3 luni de zile. Vorbești la Comisia Rușeț. Păi, nu știu, e vreun rezultat? Că eu nu am aflat nici până în ziua de astăzi dacă e, s-a luat vreo măsură, s-a... Nici ședință, n-am mai făcut Comitetul de Sănătate a Securitate Muncii. N-am mai, anul ăsta a fost vreo ședință? Anul ăsta nu, nu. Cu sănătatea și securitatea, au murit deja doi angajați. Păi, dar eu fac parte din Comitetul de Sănătate a Securitatea Muncii la CEO. Nu știu dacă au făcut... Că, cred că ar trebui de mâine să se reunească, sau până vineri, având în vedere situația asta și ce solicită oamenii acum. Mai avem un telefon. Bună seara, vă ascultăm, ne apropiem de pauză. Bună seara, dumneavoastră și invitațiile noastre. Am și o întrebare pentru domnul Bejinaru. De ce atâta opulență în vederea decizării MC-urilor? Opoziție. Nu opulență. Mă rog, da, domnul Bejinaru a spus clar că se opune acestei idei. Am explicat-o și vă mai spun încă o dată. În loc de un director și un contabil șef, o să avem doi directori, doi contabil șef. În loc de un inginer electromecanic, pe Jilz, o să avem doi sau patru, depinde cum ori vrea și cât clienți de partid dau. Gândiți-vă și dumneavoastră dacă te salaria la Jilz, sau unde sunteți, că automat se mărește numărul de șefi. Eu cred că nu avem nevoie de șefi, eu cred că avem nevoie de oameni în producție. Și sunt convins că dumneavoastră știți foarte bine că e lipsă de personal. Știți bine că nu vă puteți lua recuperările, știți bine că nu vă puteți lua concediile, sunt concediile luate din 2017, cel puțin în zona Jilz încă mai sunt, din 2017 neluate. De asta mă opun. Ok, este... și eu ce să înțeleg, că dacă nu se dețintează de MC-urile, nu sunt tot atâta șefi sau nu? Poftiți? Zic, dacă nu s-ar dețința MC-urile, nu sunt tot atâtea șefi, să nu pricep. Păi nu sunt, în momentul de față nu sunt. Atunci o să vină peste. Ok, nu sunt la cariere, la sucursale Jilsu și Jil Nord, dar MC-urile, nu tot alea sunt. Păi haideți să vă dau un singur exemplu, la ce carieră lucrați dumneavoastră? Nu contează. Am pus doar un păi vă dau de exemplu, dacă lucrați la cariera Jilsu sau la cariera Jilz Nord, nu aveți contabil șef. Atunci veți avea doi contabili șefi, cum a fost înainte cu MC-urile. Un simplu exemplu v-am dat. În loc să plătești la un om, nu știu cât o avea, 5.000, 6.000, 7.000 salariu, o să plătești doi oameni cu 5.000, 6.000, 7.000 salariu. Mă înțelegeți? Am înțeles asta. Ăsta este motivul. Deci să înțeleg că la Nord nu este contabil șef, la Sud nu este contabil șef. Nu este, la Nord nu mai aveți la biroul financiar de când o singură doamnă economistă. Dar dacă se vor face UMC-urile, veți avea contabil șef cu biroul complet, financiar, contabilitate sau cum lor denumi. Și la Jilz Sud? Nici la Jilz Sud nu este contabil șef la ora actuală. Am înțeles, am înțeles. Ăsta este motivul. Sper să înțeleagă oamenii foarte bine, să nu fiu acuzat, că de multe ori am fost acuzat că apăr sau că am văzut și mesajele pe Facebook. Totul este pentru a nu se înmulți numărul șefilor. Da. Mă rog. Da, dacă mai aveți o întrebare sau vreo observație făcută de propunerea telespectatorului de mai înainte, înființarea unor cabinete unde salariații se poate să fie investigați medical, să fie trimis la un medic specialist și așa mai departe. Da, sau măcar să existe la Târgu Jiu un cabinet unde să nu mai este s-a închis telespectatorul. Mai avem câteva minute, nu mai avem, luăm acum prima pauză de publicitate, rămâneți alături de noi, ne revedem. Poveștile frumoase încep la o ceașcă de cafea proaspăt prăjită. Social Public House vă invită la Nino Cafe. În inima orașului Târgu Jiu aveți parte de clipe minunate într-un mediu ambiental prielnic relaxării. Iubitorii de cafea știu ce înseamnă să poți savura o ceașcă de espresso. Din pasiunea pentru cafea alegem cele mai bune tipuri de cafea verde, prăjită manual și cu atenție la aer curat. Social Public House în Târgu Jiu, strada Alexandru Vlahuță, bloc 8, parter. Rezervări la 0730 030 313.
Nino Cafe, o poveste de dragoste care se înnoiește în fiecare zi. O pasiune care trezește toate simțurile. Pe piața românească din anul 2003, livrări în toată țara prin Tremolada SRL. Cel mai pregătit personal medical din județ, cele mai mici prețuri, cea mai performantă aparatură medicală, totul în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, care oferă servicii medicale în limita numărului de consultații sau servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate Gorj pe baza biletului de trimitere într-un spațiu modern și cu aparatură medicală de înaltă performanță în următoarele specialități: medicină internă, cardiologie, chirurgie generală, obstetrică, ginecologie, dermatovenerologie, neurologie, oftalmologie, ORL, urologie, pediatrie, ortopedie și traumatologie, psihologie, neuropsihiatrie infantilă, recuperare, medicină fizică și balneologie, psihiatrie, alergologie, gastroenterologie, nefrologie, endocrinologie și pneumologie. Totodată, la nivelul policlinicii, se efectuează la prețuri foarte avantajoase și în cel mult o zi lucrătoare, fișe auto, fișe portarme, fișe pentru siguranța circulației, fișe aptitudini și altele. Relații suplimentare și programări la telefon 0253-237-234, interior 391. Ambulatoriul integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Servicii medicale prompte și de calitate. De peste 70 de ani, Express Transport asigură transportul pasagerilor în condiții de siguranță și confort spre următoarele destinații: București, Timișoara, Cluj-Napoca, Arad, Sibiu, Drăgășani. Reduceri începând cu 10% la toate biletele achiziționate online. Oferim servicii de închiriere mașini pentru transportul angajaților diverselor firme sau pentru servicii de protocol, conferințe, team building-uri și excursii. Express Transport Târgu Jiu, strada Margaritarului, numărul 5. Relații și rezervări non-stop la 0353 806 666. Express Transport SA, siguranță și confort la cel mai mic preț. Echipa școlii de conducători auto te așteaptă să pornești la drum alături de cei mai buni instructori pentru categoriile B, C și CE, pregătiți să ofere cursuri profesionale pentru a deveni șofer de calitate. Înveți alături de formatori calificați, alegând propriul instructor. Se asigură ajutor la întocmirea dosarului. Echipa Drive School oferă reducere pentru categoria B elevilor și studenților. Dacă ești interesat să iei lecții de condus, Drive School te așteaptă de luni până sâmbătă la sediul din Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 40A, sau la telefon 0761 146 861. Acum îți punem la dispoziție și cursuri pentru atestate profesionale. Drive School, prioritatea noastră, permisul dumneavoastră. Domina Imobiliare. Venim către tine cu cele mai noi și cele mai rapide oferte. Vinzi, cumperi sau închiriezi. Domina Imobiliare te sprijină în decizia ta către un cămin sau către un teren propice pentru casa și afacerea ta. Economisește timp și energie și lasă-ne pe noi să anulăm efortul tău de a căuta. Reprezentăm profesionalismul și conduita necesară în domeniul imobiliar. Fiecare dintre noi înțelege nevoia ta de a găsi sau de a cumpăra cea mai bună ofertă disponibilă. Reclamă stradală, consiliere, suport online cu cea mai interactivă platformă de imobiliare din Oltenia. Informații precise și îndrumare profesională în direcția potrivită și dorită de client. Vino și tu cu oferta ta, alătură-te clienților noștri, iar noi îți garantăm succesul inevitabil oferit de agenția Domina Imobiliare. Accesează site-ul nostru domina.ro și calcă-ne pragul agenției noastre. Valorifică-ți oferta și economisește timp. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up, disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație.
masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon. Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Am revenit cu emisiunea noastră Dilemele Zilei. În această seară o temă de interes, desfințarea sau nu a MC-urilor la nivelul complexului energetic Oltenia, exploatările miniere de carieră, aceste structuri care înglobează pe zone carierele miniere, Jilț, Motru, Roșia, Rovinați, și iată că deja mai este foarte puțin până când această propunere, idee s-ar putea concretiza înspre jumătatea lunii martie, s-ar putea să se desfințeze aceste exploatări miniere de carieră. Este bine, nu este binevenită această inițiativă, rămâne să discutăm și cu dumneavoastră și cu invitații serii, domnii Ion Popescu și Bogdan Bejnaru. Domnule Bejnaru, încă o dată, ce se întâmplă în urma posibile desfințări a MC-urilor? Ce se întâmplă cu acei salariați? Merg în producție? Rămân tot în partea de administrație? Nu vor merge în producție, vor rămâne tot în partea de administrație. Păstrează acelea salarii? Care ar fi câștigul? Nu, care ar fi... A mai fost, așa ceva s-a mai întâmplat. Dar de când cunosc eu minerii... Care ar fi partea pozitivă a unei desfințări de MC-ul? Eu n-am văzut în perioada... Se reduce birocrația? Către 2013-2000... Teoretic așa s-ar părea. Deci 2013-2017, cât au fost acele MC-uri, eu n-am văzut nicio... problemă, să zic așa, ceva pozitiv, un semnal pozitiv în ceea ce privește organizarea pe UMC-uri cu desfințarea acelor MC-uri. Și ne gândim, în afară de aspectele care mi-am spus în prima parte a emisiunii, ce aș ruga și colegii mei care lucrează în Jilț, în Motru, tot mineritul până la urmă, să gândească foarte bine la acest lucru și să nu se ajunge, desfințează, nu-i va da afară nimeni pe acei oameni, pentru că de acei oameni și așa sunt puțini și va fi nevoie. Trebuie să facă cineva și partea de hârtii. Trebuie să calculeze și cineva și salariile, trebuie să calculeze, să facă cineva și referatele pentru piesele care li se aduc nouă în carieră și așa mai departe. Deci eu nu văd niciun avantaj în desfințarea MC-urilor și înființarea OMC-urilor. Din contră, v-am prezentat dezavantajele. Și totuși, rămân la părerea că dacă este o comandă politică pentru a îndestula membrii de partid care nu au prins funcții de conducere. Pentru că automat se vor crea alte posturi de conducere. Și am dat exemplele în prima parte a emisiunii, cred că nu mai are rost să repet. Domnule Popescu, dumneavoastră sunteți pentru desfințarea acestor structuri? Domnul Măruță, așa cum am afirmat și mai înainte, domnule, dacă s-ar aduce personal de la MC-uri, s-ar aduce în producție, pe circuite, lăcătuși, excavatoriști, electricieni, aș mai zice care ar fi ceva de nota 10, că nu avem personal. Dar eu n-am auzit până acum când se desfințează că s-au înființat MC-urile, s-a luat personal de la care era Jilț Sud și de la Jilț Nord s-a dus la MC-uri. Acum, dacă se desfințează MC-urile, o să se ducă înapoi. Eu n-am auzit să se aducă în producție. Diferența între UMC și MC? Păi nu știu, domnule, că asta nu pot să-mi dau. Fică pe noi ca muncitori... Uite, aici pe site la structura de conducere avem trei directori la MC-uri. Iustin Ioniță, Ceaușescu și Dafinoiu. Roșia, Rovinari, Jilț și Motru. Păi da, trei MC-uri. Dacă vom avea 10? Cu oamenii, păi și credeți că domnul director o să vină în carieră la pe se duc la direcția minieră sau ce se întâmplă? Ați citit foarte bine. Avem trei directori. Da, trei. Gândiți, avem trei MC-uri, trei directori. Vom avea 10 UMC-uri. 10 directori. Deci să le fie foarte clar colegilor. Că am văzut bine, unii cu conturi false și cu asta. Nu apăr desfințarea MC-ului de dragul de a nu se desfința MC-ul. Eu înainte de a lucra la MC Jilț am lucrat la cariera Jilț Nord. Mi-a fost foarte bine mie și la Jilț Nord. Pentru că e nevoie. E nevoie și de economiști, e nevoie și de ingineri, e nevoie de toată lumea. Nu pot să fie numai muncitori. Sau să fie numai TESA fără muncitori. E nevoie de toată lumea.
Da, ne mai sună cineva. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara. Vă salutăm. Bună seara. Să trăiți. Regionalul, că și-a greșit cariera, trebuia să fie director general în locul domnului Boța. Nu se știe. O să urmărim, să vedem ce evoluție va avea. Are la partea de contabilitate. De când a ajuns în emisiune, numai de contabil vorbește. Vorbiți, doamne, de ce trebuie vorbit în carieră, nu de emisiune. Despre? De când a ajuns în emisiune, numai de contabil, numai de MSC-uri, lăsați că de la se ocupă de un director general cu ăsta. Spuneți! Sau așteptați un răspuns de la domnul Bejinaru. De ce e atât de importantă tema aceasta a MC-urilor, desfințarea sau nu a MC-urilor? E tema emisiunii dumneavoastră și eu v-am spus părerea mea. Părerile sunt părțite, sunt convins că sunt și părerile. Deci nu mai dea cu iar cu contabilii. Da, domnul Bejinaru a explicat un punct de vedere acum. Dumneavoastră, puteți să fiți sau nu, să nu fiți de acord. Și dacă se desfințează, domnul Bejinaru rămâne cu același punct de vedere, bănuiesc, și va merge mai departe. Păi da, da. Spune că, mă rog, ce a înțeles domnul Bejinaru și ce a încercat să spun aici este că în loc de 3 directori de MC-uri vor apărea 10 directori de UMC-uri, de cariere. Cum vor apărea? Tot unul va fi de UMC, tot un director va fi. Unde este și acum. Da. Ziceți dumneavoastră ce părere aveți despre inițiativa aceasta de a înființa cabinete medicale sau un cabinet medical pentru... Domnule, o inițiativă foarte, foarte bună dacă ar fi un medic... Dacă se va pune în practică, desigur. Dacă se va pune, dar eu sunt bolnav cu inima, am fost la 7 cardiologi și în Craiova. Și când a fost să schimb locul de muncă, m-a trimis la noi la dispensar că a zis că am făcut acolo un EKG. Păi fac un EKG și să uită piele sacul și să uită un mărtan de meu la un șobolan, că nu poate să-l mănânce. Deci ăștia de la noi așa să uită. Eu am făcut la Craiova și ajunsat să se spună că am dat bani la doctor să-mi dea scrisori medicale. Păi doctorul, dacă ar fi tata, știe că nu mi-a dat așa pe degeaba. Fără să fiu bolnav scrisori medicale și să-l ghid la pastile toată ziua, de 10 pastile pe zi. Deci să fie, dar să fie un cardiolog bun, nu ce avem noi pe aceea. Ce avem noi pe aceea nu știu decât să-ți dea o pastilă de-a lui Dalmit să te treacă în caie. Să-ți dea o pastilă, să nu fie ultima pastilă. Și când 12:07, pe setat aparatul, așa la setat, la 12:07. Toată lumea are 12:07. Așa e setat aparatul, 12:07? Da, așa e setat, la 12:07. Bine, că râde în glumit. Păi toată lumea are 12:07. La CEU toată lumea așa are, 12:07? Nu la ce eu, vorbesc la noi. A, în general, toată lumea. Toată lumea. Păi stăm bine, înseamnă, dacă toți avem 12:07. Stăm foarte bine, eu ce spus să-i, dacă așa este tata aparat. Dar vedeți că mai pică un angajat, ba la poarta unității, ba după ce iese din schimb. Sunt. Asta înseamnă că nu este setat bine aparatul. Eu știu. Domnul coleg, doresc să înțeleg că dumneavoastră sunteți împotriva... amendamentului făcut de domnul Dragnea cu vitamina D. Că o să avem vitamina D, domnule. O să avem vitamina D la spun eu de unde vine D-ul ăla, de la Dragnea. Mai este imunitatea, că avem imunitatea scăzută. D de la Dragnea, da. Dumneavoastră acum atacați acolo personalul nostru medical, tocmai acum când vine programul acesta cu vitamina D. Domnule, nu ataca, eu spun ce mi s-a spus, că e... Se ia analizele făcute la noi la carieră, care n-ai să știți cum se fac. Păi dacă îi spun că îmi piuie urechile și n-aud apăsăieturile la aparatul ăla, pentru ce îmi face mie sunetele atât de mici? Nu dacă eu aveam tensiunea 19 și îmi piuia urechile, la ce mai pune aparatul ăla pe urechi? Nu, eu vreau să vă transmit că facem hazine, caz, Doamne ferește, vă aud cei de la putere și... O să afle cine sunteți și vă opuneți programul acesta cu vitamina D. Lasă-l să-l pună și cu vitamina D și cu vitamina H sau B12. Sau e și ăla cu vitamina T, D și T. Da. Dar asta e problema noastră. Problema noastră e din carieră, nu problema MC-urilor, că toate discutarea numai de MC-uri. Alea se ocupă domnul director general Bosa, nu sindicatelor.
Domnul coleg, știți foarte bine și dumneavoastră ca și mine că acolo la cabinete noi murim cu zile de noi, fiindcă chiar dacă ar vrea, chiar dacă ar vrea să intervină personalul medical, să intervină la utilajă. Doamne, nu sunt drumul, știu. Da, nu avem, domnule, nu e nicio șansă, deci noi murim cu zile, suntem indiferent cum andau. Se face, domnul Popescu, că se face un EKG la inimă. De ce nu este, domnule, citit? Eu vă spun situația mea. Deci al meu EKG-ul făcut la interprindere e bun. Merg eu cu dumneavoastră și la București unde vreți și vă arăt că am cardiobatie ischemică. Deci ajuns să mi se spună că menetați că sunt sănătos. Deci eu așa ceva chiar nu înțeleg. Pe ce eu și-ar dori să fie noi sănătos? Bine, vedeți că poate o să fiți cu boala aceasta, o să fiți printre cei 200 de disponibilizați. Mai repetați o dată, nu vă pot iar. Ah, da. Bă, să pot la testa după aia să fac disponibilizat. Să nu vă disponibilizeze pentru că sunteți bolnav acum. Dom'le, bolnav sunt 92% din personalul muncitor, vă garantez. Așa este. Așa este. Dar mulți nu știu și de aia și uite cum se produce un infarct. Dacă nu faci o analiză, nu faci ca să previi, asta e problema. Că noi analizele facem a cine spus sănătoși tun. Zice că suntem ca tancurile. Stați puțin așa că sunt plătiți pentru a vă face analizele alea corect. Știu că cum să plătiți. Vă scoate sănătoși dacă... Bănuiesc că sunteți cu tratament acum, cu pastile zilnic. Da, sunt cu tratament. Și atunci cum să ieși sănătos cu 12 cu 7? Că asta e... Păi eu așa am zis și eu la o doamnă. Asta e de dat în presă. Vedeți că s-a testat aparatul din greșeală, a rămas la 12 cu 7. Când mie tensiunea îmi crește și îmi scade continuu. Sigur deci că... am și fibrilații. Păi și a spus, domnule, eu sunt cardiac. Ce-i cu... Am cu... pune și documente acolo. Am și documente. Puneți aparatul sub roata excavatorului, că nu funcționează. Dar oamenii ăștia nu sunt plătiți de companie pentru serviciile medicale, pentru investigațiile pe care le fac. Nu știu, domnule, de cine sunt plătiți. Sunt și ei plătiți de cineva. De cineva? Ce o plătește? De companie, de Complex Energetic Oltenia. Companie care ar avea interesul ca aceste servicii medicale să fie corecte și oamenii să fie orientați către medic de specialitate când au tensiunea mare sau există o suspiciune de afecțiune medicală. Da, asta v-am zis. Ca să nu mai facem emisiune aici, că a mai murit un miner sau că a mai murit un energetician. Exact, dacă s-ar citi EKG-urile de un medic specialist, ar vede. Și ar veni la interprindere, domnule Xulescu e bolnav. Deci eu fi, nu știu, trebuie dus la un cardiolog undeva mai departe, să fac un ecograf. Deci ai ști unde este duci. Dar dacă ăla vine, domnul a venit, nu-i nimeni. E sănătos tunc. Asta e problema. Și vă susțin când se schimbă locul de muncă, acolo se uită la dosar. Zice, a, păi nu ați avut nimic. Da, așa este. Deci eu vă spun realitatea, nu că nu mi-aș dori să fiu bolnav, pentru că inima e cea mai periculoasă boală. Avem și un exemplu de săptămâna trecută, doi colegi de-ai noastră au murit de inimă. Omul dacă era prevenit și știa, se ducea mai din timp, dar dacă îi se spune că e sănătos, omul așa zice, domnule, n-am nimic, am făcut de cantiu, e bine. Și apare neprevăzutul. Îmi spunea un coleg de... Eu am făcut și atac de panică când am văzut câte pelere am și că puteam să mor. Îmi spunea un coleg de-al dumneavoastră de la Complexul Energetic Oltenia, nu-i dau numele pentru că e vorba de o afecțiune medicală și nu... Așa spunea că ia zilnic 9 pastile. Da, angajat acum, curent al companiei. Da. Zi de zi ia câte 9 pastile. Mă mai voi stai puțin, că dacă ia 9 pastile în fiecare zi înseamnă că... Că nu e bine deloc. Că nu e bine, asta e situația. Că, și să mănânci 9 bomboane tot e mult într-o zi sau... E mult, da. Dapoi să iei 9 pastile, fiecare cu efectul ei și cu... Exact. Combinate toate, nu se știe la ce duc. Da, combinat, dar tot mai de aia. Și atunci ne mai întrebăm că mai crapă câte unul sau, mă rog, se duce pe lumea cealaltă înainte de a pune mâna pe prima pensie. Da,
Da, nu, printre ăștia nu mai erau, eu știu, un pansament gastric, poate un om, eram ceva... Da, mă rog, dar oricum e mult. Și 5 dacă sunt, 4, tot sunt multe, da. Așa e, da. E enorm de mult, ce să mai... Ăștia sunt bolile care trebuie luate pastile, trebuie făcute internări, mai trebuie controlat doctor de specialitate. Asta e situația. Și dacă minerul ăsta ia 5-9 pastile și mai ridică și rola în spate, atunci ne mai întrebăm de ce moare peste... În locul lui nu e nimeni, pentru că e sigur. Peste câțiva ani? De ce mor la 50 de ani angajații CEO? De ce mor? În cauza stresului. Mult stres. Condiții grele. Da, într-adevăr, condiții foarte grele și se discută de scăderea vârstei de pensionare, dar deocamdată doar se discută. Da, numai să nu rămâie la rangul de discuție. Un 53 de ani ar fi pozitiv pentru angajații CEO, da, mă rog, da. ar fi și o altă atmosferă de lucru, cu gândul că ies mai repede la pensie și se pot bucura de veniturile acestea după ce ies la pensie. Da. Așa, gândul că mai au încă 10-15 ani de lucru, probabil că și acesta e macină. Că nu vor rezista fizic și psihic în condițiile de lucru date. Da, da. Este și acesta un stres zilnic. Dacă mai au și rate, mai au și copii, mai au și familie și tot felul de necazuri. Vă și sigur, îngrățitor. Sănătate. E greu. Mulțumesc și eu mulțumesc. Sănătate să aveți, pentru că probabil că, nu probabil, 100% asta e cea mai importantă după ce se termină. Domnul Măruț, ar vrea, vă rog, să completez pe colegul referitor la, că tot a spus și noastră cu pensiile. Domnule, de ce nu beneficiem noi minerii și de ce din CEO de prevederile modificările din noua lege a pensiilor? Și știți foarte bine că în decursul anului trecut s-au făcut atâtea demersuri, domnule, la parlamentarii noștri. Am fost atâtea drumuri s-au făcut în Parlamentul României. Nu ne-a băgat nimeni, domnule, în seamă. Nu ne-a băgat nimeni în seamă. Înțelegeți? S-a solicitat de atâta timp, domnule, avem, și apropo de colegul nostru care a decedat, domnule, factorii care au dus la decesul colegului, că am auzit stres. Stres fiecare avem la locul de muncă. Dar aici s-a amplificat faptul că 35 de ani de zile a lucrat frig, caniculă, umezeală, vânt, noroi, întuneric, schimbul 3, aproape un sfert din cât a lucrat, un sfert a fost numai schimbul 3, întuneric. Nu mai spunem că la locul de muncă zgomotul infernal al circuitelor, zgomotul infernal. Nu mai spun că ca să ajungi la locul de muncă, ați văzut prin câte trecem, suntem duși cu niște mașini, să le zic mașini, transportul și pe timpul acesta de ană, domne, mergem câte un kilometru, doi kilometri, că nu ajung la utilaje efectiv. Deci acești factori și-au pus amprenta asupra colegului nostru. Și apropo, cu stresul știi din ce cauze la locul de muncă, domne, acolo, fiindcă nu s-au făcut investiții. Nefăcându-vi investiții, covoarele de cauciuc, covoarele, benzele, transportoare sunt sparte și vine omul muncitorul la schimbul, că e la schimbul 1, că e la schimbul 2, dar mai ales la schimbul 3, când știe că circuitul lui e terminat, domne, e terminat, vă dați seama, trebuie să stea continuu în poziție de drept să supravegheță cele 8 ore, că dacă se întâmplă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, comisii peste comisii, vă dați seama, înțelegeți? Ăsta, acești factori au amplificat și au dus la decesul colegului nostru. Mai avem și un telefon acum, să verific și câte minute, și vreo 3-4 minute. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, sunteți în direct, încercăm să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Alo? Bună seara, sunteți în direct. Mai aude ceva, mai urmăriți o emisiune în altă parte sau nu știu ce se întâmplă. Dați mai încet televizorul sau radioul sau telefonul sau... Bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct dacă ne auziți. Alo? Spuneți, vă ascultăm. Bună seara, domnul Măruță. Bună seara și dumneavoastră. Bună seara.
Apreciez ceea ce a spus acum domnul Popescu, ceea ce, la ce a făcut referire în legătură cu stresul. Alo, mă auziți? Da, vă ascultăm. Pentru că condițiile sunt așa cum sunt, reviziile se fac așa cum se fac, fără materiale, degeaba vine mentenanța, nu se dau materiale, nu se face nimic, omul vine cu cofoare la o bandă respectivă care este dat și având spărturi și toate acelea, dând la lopată, stând cu stres, dacă se întâmplă exact cum a spus domnul Popescu, se duc la comisii, sunt amenințați că o să fie dat afară, cum am avut cazuri, domnul Popescu știe destul de clar la ce mă refer. Da. Plus. Eu am stat 10 luni fără servici. Am fost dat afară. Da. Nu amenințat. Să mă refer la drumurile de acces. Drumurile de acces, degeaba se duc șefii de sectoare, spun la inginerii șefi, la raport. Trebuie drumuri făcute, trebuie petruite, trebuie cu rigole, cu făcut, dar degeaba. Dacă se dau la MC-uri, la MC-uri se dă la Târgu Jiu și nu se ia nicio măsură. Nu se poate face așa ceva. Deci nu se ia nicio măsură. A fost comisia lui Rușit, cum s-a spus la noi. Nu s-a făcut absolut nimic din ceea ce a fost trecut, din constatările care s-au făcut la fiecare excavator. Da. Nu s-a făcut nimic. În legătură cu cabinetele medicale de la întreprinderi, nu este personal calificat acolo. Da, că au o diplomă. Da, au o diplomă și atât. Se duce un om, poate grav bornav, sau trebuie să se intervină la un accident. Ce fac? Nu știu că se facă un masaj cardiac? Nu știu că se constate ceva? Despre ce vorbim? Despre ce facultate a făcut? Cum a fost pusă pe funcție? Cum prestează serviciul de asistentă medicală? Mă scuzați că vă întrerup. Doctorița, cum poate că să fie la nord, la sud și la subteran? Cum poate să fie în trei locuri deodată? E adevărat, domnul telespectator, dar știți cum e? Până la urmă, dincolo de discuțiile astea despre administrație, sindicate, cine muncește mai mult sau mai puțin, rămân decesele, rămân morții de la Complexul Energetic Oltenia și până la urmă tot trebuie făcut ceva, că sunt 14, că sunt doi până acum de la începutul anului, chiar trebuie făcut ceva până la urmă cu această vârstă de pensionare, că tot se vorbește nu neapărat de depopularea companiei de muncitori, ci de întinerirea personalului, dacă chiar este o politică în care se crede la nivelul administrației. Da, cu respect v-am urmărit și aseară când a fost domnul Lăzăroiu. Păi domnul Lăzăroiu, am încercat că să vorbesc aseară. Deci chiar se impune acum o măsură de reducere a vârstei de pensionare și de întinerirea personalului. Nu știu, 20, 30, să mai scadă vârsta la, nu știu, 45, da? 42 de ani, nu știu la cât să mai scadă, dar trebuie să facă ceva. În legătură, că v-am urmărit și aseară, ce spunea domnul Dătăroiu, în legătură cu angajările, cu expropierile și cu tot ceea ce a spus dânsul. Așa? Ce observație aveți făcut? Păi, domnul Lăsăruiu, ce a spus aseară, că se fac angajări pe bază de exproprierii, cu decese, da? Deci a spus așa ceva aseară, în emisiune la dumneavoastră. Dacă am înțeles eu bine? Da, emisiunea înregistrată. Exact, formularea nu o pot reda acum, dar ceva da. Asemănător, da. Ce e regulament? Da. Bun. Ei, la Jiu Sud nu s-au făcut angajări cu expropieri.
Dosare sunt băgate. Degeaba domnul Ceaușescu s-a dus la domnul Petroniu. S-a dus pentru că aici îi dau dreptate lui domnul Bejenaru. Deoparte, unii angajați la MC-uri trebuie păstrați, unii nu, pentru că nu își fac meseria, cum este Sanfir, cum este la Târgu Jiu Militaru, cum este Neamțu, cum este Petroniu, cum este încă un domn la Târgu Jiu cu chelie, nu știu cum îl cheamă, că i-am și spus din ce partid faci parte, frate, ce cauți aceea. Vă referiți la cei angajați cu pile, cu... Normal. Da, și din punctul ăsta de vedere ar trebui făcut o analiză, dar va fi foarte, foarte greu de realizat. Știu că administrația an de an realizează o evaluare a salariaților din punct de vedere profesional, acum, din punct de vedere a apartenenței la anumite structuri de interese sau politice. Asta nu cred că se poate face la nivelul companiei, doar profesional. Nu știu acum ce se întâmplă și cu acele analize, evaluări. Probabil că sunt luate în calcul la disponibilizări, la promovări și așa mai departe. Da, exact ce a spus domnul Bejenaru, fiind PSD-ul, să duc dracu, îi păstrează pe lor, n-au ce să facă. Da, suntem foarte aproape de pauza de publicitate a doua, dacă este, mai auzim, o seară bună, mulțumim pentru intervenție, luăm pauză. Tale să fie cât mai curate și mai plăcute la atingere, fără ca tu să faci nimic? Da, sigur că vreau. Se poate așa ceva? Evident, apelează cu încredere la serviciile spălătoriei ecologice Nufărul și cu siguranță vei fi mulțumit de rezultat. Spălătoria Nufărul folosește aparatură profesională și cele mai bune produse pentru curățarea, spălarea, uscarea și călcarea hainelor dumneavoastră. De ce să pierzi timpul spălând haine când poți apela la Spălătoria Nufărul? În Târgu Jiu, strada Lea Digului, numărul 1A, în spatele magazinului Decathlon. Pentru hoteluri, pensiuni și restaurante, Spălătoria Nufărul oferă servicii de apretat lenjeria și fețele de masă, iar transportul este gratuit. Sună acum la numărul de telefon 0253-240-010. Nufărul îți face viața mai ușoară. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare, de aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Mina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau, de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Husqvarna sărbătorește 25 de ani în România și vine cu oferte surprinzătoare în cadrul campaniei de toamnă. Mari reduceri la toată gama de motoferăstraie și motounelte, reducerile fiind de 200 sau 300 de lei în funcție de model. La cumpărarea unui motoferăstrău, modelele 435, 440, 445 și 450, se oferă cadou două lanțuri XCAT, iar la modelele 365, 560, 372, 576,
6 și 390, cadou o șină de ghidaj și două lanțuri. Oferte de nerefuzat și la frezele de zăpadă, care au reduceri de până la 400 de lei. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Novaci, Padeș, Turceni, Târgu Cărbunești și Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210-736. Raico, dealer autorizat Husqvarna. E al naiba de greu să fim cei mai buni. A revenit cu ultima parte a emisiunii. Stăm de vorbă despre condițiile de muncă la Complexul Energetic Oltenia, ce se poate face pentru reducerea vârstei de pensionare, ce promisiuni a lansat administrația anul trecut prin acele verificări cu celebra comisie Rușeț, câte s-au realizat, câte au fost bifate ca realizate și așa mai departe. Iată, acestea rămân până la urmă o permanență la nivelul direcției miniere, a carierelor, condițiile de muncă mereu aceleași, mereu e nevoie de a avea o normalizare a acestora, indiferent de ce se întâmplă în alte, compartimente ale companiei. Aici întotdeauna sunt discuții și vor fi, probabil, cum spunea cineva, nu va dispărea niciodată noroiul din carierele miniere. Din câte spun colegii, avem un telefon acum. Bună seara, sunteți în direct. Alo! Bună seara! Domnul Mănuț, am auzit? Vă aud foarte bine. Bună seara! Bună seara! Sănătate, bună seara! Domnul Mănuț, îmi regret mult de decesul colegului, că eu sunt un pensionar. Condoleanțe, într-adevăr, și familie. Pot să-i spun numele? Pot să-i spun numele, vă da? Vă rog, da. Lumitică Fătău, da? A apărut deja numele în toate publicațiile. Și el și soția, care și-au văzut de treabă. Un moment. Deci, nu știu, eu sunt un om simplu. Când a intrat în schimb, eu fi spus șefului de schimb, bă, omule, mă simt și eu rău. Nu știu dacă i-a spus. Iar copilul ăsta a muncit și a dat silința să muncească pentru că lucra și el și nevastă să acolo. Deci trebuia să acopere, practic, un bărbat acopere mai mult și pentru soție. În ceea ce a spus domnul Popescu, sunt de acord cu el. Sunt perfect de acord cu el. Cu stresul, cu tot ce este pe locul de muncă. Și vreau să vă mai aduc la cunoștință că sunt alături de ei. Nu știu dacă se vede de la Lupoaia, de la escalatorul 05, când tot un electrician, Popescu Marin, a arătat cum să intervine cât-i zbălțile, deci nu mai se face drenaj, nu se mai face nimic. Eu acum stau și mă întreb, cum l-au scos pe omul ăla dacă a murit lângă bandă? Cum l-au scos domnule de acolo? Deci cum l-au scos? În ceea ce privește MC-urile, nu trebuie desfințate, trebuie rase. Pentru că atâta timp, când mai sunt expropieri, când mai sunt fronturi de lucru pentru excavatoare, la ce să mai ținem MC-uri? Când directorii, adevărații directori au dispărut, Deci nu mai găsești un huidu, nu mai găsești un stămatoiu, nu mai găsești un galtoi, nu mai găsești un bergea, nu mai găsești un ungureanu, cel mai recent, nu mai găsești nimic. Ei știți ce mare jilțul ăsta sud? Chiar dacă sunt șofiel dur, când va dispărea Racoviță și jilțul sud îi dus. Eu apreciez omul care e corect și muncește. Deci, până nu, referitor la cabinetele medicale, domnul Rider știe, cinică cum a murit. A murit dintr-o pastilă dată de o asistentă. Dar ce medicale să facă? Asta e o informație foarte importantă, să știți.
dacă am murit într-o pastilă. Mă înțeleg. Este doctorița care vă urmăresc, care a scris acolo că am salariu puțin. Și duci pe ăștia, îi duci unde? La minire ăștia care îi considerăm noi proști? Nu, domnul Măruță. Trebuie din rătăcini lovit. Domnul telespectator, dacă aveam conducători politici buni... Ascultați-mă un moment. De ce apreciez interviul cu domnul Popescu? L-am văzut pe al de la Roșuța. Pe Roșca. L-am văzut pe Roșca pe mână cu Boza. Deci, ține minte, domnul Popescu, să n-ai încredere în Boza și în cele. M-ai înțeles? Și cum să vă spun? Eu am încredere în copilul ăsta și Gionică ține bine așa. Că altfel tu nu știi ce faci. Te bagi în luptă cu care ești cu ei în cizme nămoale. Ai înțeles? Am înțeles. Am înțeles, domnul, așa am spun. Înțeles, am înțeles. Îl urmărim să vedem dacă se abate de la... Să se abată. Nu trebuie să se abată, pentru că să știți dumneavoastră. Eu am urmărit o chestie. Eu sunt un om simplu, un țăran simplu. Cei care au lovit, au disponibilizat, au probleme în sănătate, în multe chestii. Apropo de sănătate, v-a lăsat să vă duceți ideea până la capăt. În zonele acestea puternic industrializate, mă rog, de pe vremuri puternic industrializate, să știți că se construia și un spital de elită, un spital foarte bun. Și este nevoie. Târgu Jiu, Valea Jiului, Petroșani, Galați, Ploiești. Zonele acestea ar trebui să aibă spitale foarte puternice, cu medici foarte bine pregătiți, pentru că au loc accidente de muncă și la CEO, și la UMESADU, și în alte societăți și nu poți să pleci de fiecare dată cu ei, să-i duci la București sau în altă parte. De aceea e nevoie de spitale foarte bune în zona aici. Dar cine le construiește? Unde sunt persoanele respective? De aceea ar trebui să avem aici la noi, în Târgu Jiu, să avem un spital foarte bun, foarte bine dotat, cu medici foarte buni. La Târgu Jiu, cu doctorița care a scris acolo că nu-i ajunge banii care ea avea cabinet particular. Era și la policlinica la Sfânta Maria, care eu n-am putut să-mi iau când m-am dus să-mi fac analize, a zis, s-a dat până pe 15. M-am dus în luna următoare, a zis, s-a dat până la sfârșitul anului. Unde să am încredere? În cine? De când? Mine și în Dumnezeu. Să mă mișc, să mănânc sănătos și cu asta basta. Domnul telespectator, părerea, cred că a tuturor, este următoarea. Un medic, chiar dacă nu primește niciun fel de răsplată, salariu, o găină, două mere, un plic cu bani, acela trebuie să-și lase geanta jos și în stradă, dacă e picat cineva, să se ocupe de el. Să-și rupă bucată din cămașă, din tricou și să-l facă bine. De acord. Nu contează că ia bani, că nu ia, sau că are salariu mic sau mare. Medicul trebuie să se aplece și să se ocupe de cel căzut. Da. Asta este. Pot să spună orice vor, ce nu vor. Asta este misiunea medicului. Să ne facă bine. Asta e misiunea medicului. De exemplu... Partea cealaltă cu salarizarea trebuie să discute separat cu directorul, cu managerul, cu cine dorea, cu șeful. Da. Două secunde. Și eu, dacă copiii ăștia, pe partea electrică, dacă aș vrea că nu se pricep, aș fi lângă ei. Ascultați-mă pe mine, că ei toți sunt mulți crescuți de mine. Și să aveți încredere în copilul ăsta. Nu ce a spus Roșca cu Boza. Aveți încredere în copilul ăsta. Sănătate să trăiți. O seară bună să aveți și dumneavoastră. Ați povestit la pauză, acum nu știu dacă e bine să spun, despre cum se lucrează pe timp de ploaie puternică, de condiții meteo grele. Mi-a trimis cineva, să zic că nu este o glumă, dar nu o să-i dau numele din nou, pentru că e vorba de o condiție medicală și păstrez discreția când e vorba de sănătatea cetățenilor. 8 medicamente un angajat al CEO ia acum, în momentul acesta. Angajat cardiac, cu probleme cardiace. Deci, ce să mai spui acum, că nici la unii din spital nu le dai câteodată atâtea medicamente, dar pe unii care lucrează în câmpul muncii activ. Da. Schimbarea vârstei de pensionare ține strict de politică. Deja cred că nu mai e nevoie de argumente. Acum avem să spui. 5 parlamentari de gorjei puterii care trebuie să facă treaba asta. Cred că argumente sunt destule acum.
Ce să mai... Ce trebuie să le facem noi, referatele și expunere de motive la legi și motivările? Ce să mai dă un telefon și spune, da, câți au murit în ultimii 10 ani la CEO? Și cred că o să îngrozească. Mai avem un telefon foarte scurt. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Apropo, două mici chestiuni, câteva minute o să vă deranjez. Vă rog. Apropo de interlocutorul meu care dădea exemplu de mari directori. Astăzi studia dosarul inventatorilor, care au fost mari inventatori ai Jiuțului. După aceea, domnul Bejenaru. Aș avea o problemă pentru domnul Bejenaru. Domnul Bejenaru ar trebui să spună foarte clar... Pentru că dați televizorul mai încet ca să nu dureze atâta discuție. Nu se vinde energie. Fără TESA nu se fac pontaje. Dați televizorul mai încet, vă rog. Se aud acel ecou foarte supărător și, și ține și mai mult convorbirea noastră. Deci atât am. Perfect, așa e bine acum. Vă mulțumesc, să trăiți. A, ok. Domnule Bejenaru, dacă răspundeți la... Păi n-am înțeles. N-am înțeles nicio. N-am înțeles întrebarea. O să ceva din energie. EMC-uri sau... N-am înțeles. Vă fac o observație cu... Mă rog, poate revine să revine și cu întrebarea. Într-adevăr, dintre ce enumerați de telespectatorul care era și la pensie, au apărut și nume de inventator de la CEO. La schimbare de organigramă, este normal, ați văzut, cei care au sunat majoritatea au fost muncitori sau au fost muncitori. Unii au fost pro, unii au fost contra. Dar părerea mea că trebuie calculat foarte bine când faci un asemenea pas. Pentru că vine pe partea cum, de... Cum au calculat guvernanții taxa pe lăcomie, am înțeles. Da, deci astea nu sunt treburi care se facă pe rapid. Se fac pe rapid și după aia ne uităm că le blocăm și, cum a zis chiar un respectatorul dumneavoastră, nu se fac expropieri, nu se fac, pe normal, că până îi muți de la birouri, până la urmă, partea de birouri, partea de investiții, partea de terenuri, fac documentația necesară pentru expropieri sau pentru ordonanță de guvern, dacă e să le scoate din circuit pe bază de ordonanță. Bun, în momentul în care eu am schimbat, dacă eu vă dau că a fost problema cu stocurile de cărbune, da? Păi noi, ca să refacem stocurile de cărbune, în cel maxim 3 luni de zile trebuie făcute expropieri pe Roșia, pe, chiar și pe Jilț mai e, și pe Motru, cred că e la fel. Păi dacă noi ne apucăm acum să schimbăm organigramă, până se așează, până se fac procedurile, că nu mai pleacă de la EMC Jilț, atunci pleacă separa Jilțul Sud, pleacă separa Jilțul Nord. Bine, Jilțul Nord deja are fronturile asigurate. Am dat un exemplu, da? Luăm Roșia, unde sunt probleme. Deci nu pot să umblu la organigramă în momentul în care compania este în situația în care e. Acum trebuie făcute demersurile necesare pentru a reface stocurile de cărbune, pentru a putea să dăm cât mai multă producție. Ori noi stăm de organigrame să plimbăm la hârtii, să refacem proceduri, pentru că poate unii colegi nu știu. Sunt o grămadă de proceduri care trebuie refăcute. Pentru ce? Că oamenii vor rămâne tot aia. Vă spun, pe aceea salariu, numai că nu va zice, nu mai lucrează la EMC-ul, lucrează la Jilț Nord sau la Jilț Sud, la cariera Jilț Sud sau Jilț Nord. Sau la cariera lui Poia sau la cariera lui Șilța. Nu mai lucrează la EMC Motor. Asta trebuie avut în vedere acum. Trebuie avut în vedere expropierile, trebuie avut în vedere investițiile în excavatoarele care au stat din cauza lipsei expropierilor și aici domn Popescu poate să dea exemplu și de la Sud, sunt și la Nord, 14.06 care au funcționat foarte puțin. Asta trebuie avut în vedere. Nu trebuie avut în vedere, hai să mai rotim pe la birouri. Sau eventual de la EMC mai luăm unul, doi cu, dacă avea vreun relații, să-i ducem tot în centrală. Nu, asta este eu, punctul meu de vedere, mi-l susțin indiferent ce va zice un coleg că e pro sau unul e contra. Părerea mea este a mea și mi-o susțin. Nu este momentul pentru așa ceva. Momentul este să facem hârtiile pentru expropieri și pentru investiții la excavatoarele care au stat. Pentru că suntem în urmă cu descoperta. Ascult raportul în fiecare zi. Deci ai dat 7 navete, n-ai dat 8. Ai dat 8, sper că mâine dai tot 8. Mâine nu mai dă 8, dă 6, că asta e. Și excavatoarele au venit unele sub altele. Trebuie 3 luni de zile să meargă alea din față, după aceea să meargă cele din spate, că altfel ne ducem. Nu poți să dai numai cărbune, trebuie să dai pământul la o parte. Asta sper să înțeleagă colegii mei, inclusiv cei care lucrează în producție, și cei care au studii și cei care n-au studii. Și cei care pricep mai mult, cei care pricep mai puțin.
Interesul nostru este, am spus-o și în alte emisiuni, trebuie să tragem toți la jug. Nici muncitorii nu pot să facă hârtiile pentru exproprieri, nici aia de la TESA nu pot să facă, să schimbe rolele ce fac ei. Trebuie să tragem toți la jug. Dacă vor să mai meargă 10-15 ani această unitate sau 20, dacă nu, o să ne ducem. Nu sunt de acord cu învrăjbirea între noi. Și tot timpul eu cel puțin pe mine mă știe lumea clar, eu am spus tot timpul lucrurilor pe nume. Dacă ceva nu era corect, că mă acuză de TESA, păi nu am spus foarte clar de TESA de la CEO, TESA executiv, care aia este adevărata TESA, care trebuie din ei să veniți în producție, trebuie rezolvat cu colegii de la Craiova, nu le plătesc două autocare pe zi, pentru ce? Pentru ce două autocare pe zi, când contractul colectiv de muncă zice până la 60 de kilometri maxim? Astea sunt probleme. Nu că umblăm la Jilți, păi umblăm exact unde producem. Exact unde producem încurcături. Pentru că dacă se umplă sus în centrală, vă spun că nu se simte. În centrală eu garantez că nu se simte. Eu, beginarul Bogdan, dau scris. Pot să desfințez două departamente, trei. În centrală și nu se va simți. Ei, când umblu jos la EMC-ul sau când umblu la sucursală la Craiova, la Rovinar, la termocentrală, atunci se simte această bulibășeală. Domnule, să-l completez pe colegul meu, domnul director general, am înțeles că a declarat că fiecare lider să se focuseze pe găsirea de soluții pentru refacerea stocului de cărbune și pentru identificarea soluțiilor pentru creșterea productivității muncii, cât și asigurarea condițiilor de muncă pentru fiecare angajat. Păi pentru refacerea stocului de cărbune trebuie expropriere. Ca să avem fond de lucru. Apoi intervin utilajele. Pentru ca să excavezi sterilul, trebuie să ai utilajele. Utilajele, nu revizii anuale, nu revizii lunare, nu personal. După utilaje vin benzile transportoare. Benzile transportoare arată într-un hal de nescris. Reductoare, uzură mare. Motoare, la noi dacă circuitul, o bandă e prevăzută cu 4 motoare, noi merge cu 3, dacă e prevăzută cu 3 motoare, noi merge cu 2. Așa este la noi. Înțeleg? Am mers pe reducere. Nu avem utilaje, trebuie să aibă personal, nu avem personal. Apoi trebuie să avem, cum să zic eu, trebuie să funcționeze circuitele de haldă. Circuitele de haldă, domnul Măruță, să pierde și să vede din raportare. Domnule, să duc muncitorii acolo, merg kilometri pe jos, până verifică utilajul, se duce o oră și jumătate. La ieșire, în schimb, trebuie să oprească din nou cu o oră și jumătate. S-a dus jumătate din program, domnule. Nu mai pune la socoteală desele opriri la circuitelor. Și vedeți ce funcționare. Și ne uităm că de ce nu avem stoc de cărbune, de ce nu avem cărbune. Acestea sunt factorii, domnule, pentru care nu avem stocul de cărbune. Și, apropo, domnule, asupra noastră a CEO-ului, domnule, suntem atacați din toate părțile, începând cu Parlamentul, cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, care știți foarte bine, cu certificatele acestea, domnule, care ne mănâncă 40-45% din fondul din bugetul nostru, nu? Apoi vin parlamentarii noștri, domnule, cu legea pensiilor. Cum v-am mai spus și în pauză, în 2016, domnul Măruță, când s-a apropiat alegerile, au venit domnii parlamentari în carieră, că să ne ceară votul. Au băut cafeaua cu noi, cafeaua aceea de un leu, au băut cu noi și ne-au promis marea cu sarea. Cine a băut cafea de un leu cu dumneavoastră? Păi domnul Iriza și cu domnul Dian Popescu. Am băut cu dâns și personal și ne-au promis marea cu sarea. Și uitați une ce ne-au promis, domnule. O să ieșim la 58, 59, 60 de ani. Dacă o să mai prindem, vedeți, colegul nostru n-a mai prins. 55. Exact. Bun, guvernul, guvernanții noștri, domnule, ne-a pus 33 de taxe, domnule. Ne-a pus taxa asta pe lăcomie din nou. Cu ce ne ajută, domnule? Nu ne ajută cu... Ce să mai... Vă ajută. Păi nu vă ajută că vi se ia, nu știu. Păi asta e rolul, domnule, cu cine ne ajută, că ne termină din toate punctele de vedere. Suntem atacați din toate părțile. V-au mai dat una după ceafă, nu vă ajută cu nimic. Mai e cineva la telefon și e ultimul telefon pe seara asta pentru că facem și încheiere. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Aș avea și eu două întrebări pentru stimații dumneavoastră domni invitați din această seară. Sigur. Mulțumim. Pentru domnul Bejenaru. Domnul Bejenaru ar trebui să explice mai clar că fără TESA nu se poate vinde energie.
Fără TESA nu se pot face plăți. Fără TESA nu se pot face investiții. Domnul director al termocentralei BISC, într-o emisiune a noastră, a avut o mare dreptate, a spus. Termocentralele fără cărbune sunt zero, cărbunele fără termocentrale sunt zero. Da, deci e zero. Asta ar trebui să explice domnul Vegenaru. Domnul Popescu. Da. Apropo de ce a discutat dânsul, de ce nu explicăm, s-a fost în delegație în Polonia, și Polonia, 93% din energie se produce pe bază de cărbune. Da, mai corect. Mult de atât, deci în Polonia sunt interzise prin lege, da, dezvoltarea oricăror capacități de producție a regenerabilor. Da. De ce nu spune oamenilor ăștia? De ce nu spune parlamentarilor? Că poate parlamentarii știu mai bine. Și apropo de antevorbitorul dumneavoastră care a fost înainte la telefon cu acei mari directori. Acei mari directori, eu știu, sunt cei mai mari inventatori care au luat bani de bani de la complexul energetic Oltenia sau cum a fost complexul Turceni, complexul Rovinari. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Sigur că sunt tot felul de teorii cu director mari și director mic. Probabil că aș face o comparație. Un mare capitan de navă de vas e mare capitan pe furtună și nu când e senin și e soare, atunci se vede cu adevărat cât e de mare. Așa, ca să vedem. Condițiile din minerii de acum 20-25 de ani nu prea seamănă cu cele din zilele noastre, când probabil că trăim începutul sfârșitului pentru minerii, dacă nu cumva suntem chiar mai în avans cu poveste. Ca să-i răspund repede înaintea lui domnul Bogdan, da, referitor la situația din Polonia. Domnule, pe noi nu știu dacă generația, nu știu dacă vom ajunge vreodată să fim ca polonezi, și în gândire, și în organizare, și din toate punctele de vedere. Păi polonezii au avut parlamentari, au parlamentari care s-au luptat în Parlamentul European pentru polonezi, domnule, cu adevărat, pentru energia pe cărbune. Păi la noi, dați un nume de europarlamentar, sau care s-a luptat pentru păi la noi s-au dus, băi frate, să terminăm cărbunele. Asta. Acum au văzut, apropo, au văzut că fără cărbune, că să ia din exterior energie, a văzut la ce prețuri. Și acum, totuși, domnule, nu, comparația n-are rost între Polonia și România din multe puncte de vedere, mai ales pe partea de minerit. Deci dânsul ca organizare sunt cu ani lumină înaintea noastră. N-are rost să comparăm. Ca să nu mai spunem că deja noi, România, e pe undeva chiar și piața de desfacere pentru Polonia. Da. Și asta spune totul. Da. Și domnul Bejinaru, cred că era o întrebare și pentru... Și încă o secundă, vă rog, un mare lider de acolo din Polonia, știți care a zis cea mai mare diferență între polonezi și români? Dânsul acolo cu muncitorii, cu 2-3 mii de muncitori, au stat o lună au stat în grevă, domne, o lună, ca să obțină drepturile. Pe când la noi, ați văzut, la noi numeri 1, 2, 3, 4, 10, stăm 2-3 zile, greva foamei și, înțelegeți, asta e diferența, domne, sunt uniți, n-au stat o zi sau două, au stat o lună de zile, dar au obținut toate drepturile, domne, înțelegeți, pe când la noi... Da, domnule Bejinaru, o concluzie, este chiar la finalul emisiunii. O parte din răspuns l-a dat colegul. Ce să, nu se poate. Cărbune, cariere fără termocentrale și nici termocentrale fără cariere. Alea sunt povești, că le punem pe gaze, că noi nu aveam bani de investiții pentru investiții relativ minore în comparație cu ce ar însemna o investiție să treci o termocentrală pe gaze, să schimbe absolut toată instalația. Iar vis-a-vis de partea de TESA, cum a zis dânsul, poziția mea este fermă, va rămâne aceeași, indiferent ce va fi și cum va fi. Eu am avut curaj tot timpul și la muncitorii mei, pentru că și eu am mai mulți muncitori decât TESA în sindicat. La mine TESA e subțire față de numărul de muncitori. Dar le-am spus-o în față, o spun și acum la televizor.
trebuie să terminăm o dată cu vrăjbirea între noi. Clar. Pentru că toți avem rolul nostru. Este un sistem și un sistem pus la grea încercare. Un sistem care plătește, o societate comercială care plătește 45% taxe și impozite din cifra de afaceri, peste 30 și ceva de taxe. Dom'le, orice societate normală, orice al mai tare economist sau doctor în economie nu poate să o facă să funcționeze în momentul în care plătesc 45% taxă din cifra de afaceri. Nu e posibil așa ceva. Ba este, că e un fel de jaf instituționalizat, legalizat. Da, un director general a afirmat că CEO și-a achitat toate taxele, impozitele către furnizori. Este, totul CEO este cu datorii la zi, dar nu va mai putea. Gândiți-vă că facem un credit acum de 80 de milioane sau cât a zis de euro, da? Bun, îl facem pentru anul trecut. Ce facem la anul? Mai facem încă unul, de unde le achităm? L-am întrebat și eu asta pe domnul director și, mă rog, se lucrează la două... un plan în doi pași sau ceva de genul acesta. Domnul Măruță, poate să fie și în 15 pași. Haideți să... eu am pus-o și o spun clar, ferm, lucrurilor pe nume. Nu se poate merge la infinit așa. Indiferent cum le plimbăm, ce să facem, plimbăm cifrele dintr-o parte în alta, trebuie luate măsuri politice clare. Nu 45% taxe și impozite. Altfel nu se poate, nu poate să supraviețuiască. Este chestiunea de timp. Un an, doi, trei. Insolvență și apoi faliment. Eu am mai spus aici la cât... asta trebuie să priceapă toți colegii mei, indiferent că lucrează la Tesla sau că lucrează în producție. Noi depindem foarte mult de factorul politic și deocamdată, din păcate, factorul politic nu face nimic concret. Pentru a nu se... da. Nu mai revin cu situație de anul trecut, am pus-o și o mai spunem încă o dată. Vii și îmi dai 5 milioane de euro ca să nu mai plătești certificate verzi pentru curentul care îl consum în producție, care înseamnă aproximativ 20 ceva de milioane de lei, și după a vii cu taxa de lăcomie peste 2 luni, care înseamnă 60 de milioane. Adică mi-ai dat cu mână și mi-ai luat cu 3. Statul pe noi acesta... asta, toată opinia publică, toți salariații din CEO, indiferent că sunt muncitori, că sunt TESA, asta trebuie să privim și asta trebuie să facem. Da. Exact cum a zis și domnul Popescu, trebuie să vedem cine vine să ne bată la ușă acum în mai. Că merge la Bruxelles și ne reprezintă, să-l tragem de mâine, că vă dați cărbunele, ce ai de gând. Arată-ne și nouă în planul tău, ai acolo câteva aspecte vis-a-vis de noi. Mai ieșim la pensii de aici, nu mai ieșim. Clar, că pe hârtie au avut și mixul energetic, câte n-au avut, au venit și ne-au tradus. Ne-au tradus și au uitat domnul Bogdan. Acum ar fi momentul să ne unim, să cerem, mai ales modificări la legea pensiilor, domnule. E momentul acum și cu decesele acestea care s-au... Domnule, trebuie să susținem foarte tare, sunt alegeri și anul ăsta și anul viitor. Domnule, vor votul nostru să facă ceva mirific pentru noi, domnule. Acum e momentul. Noi putem să susținem cu făcând presiune, domnul Popescu. Restul depinde de voința parlamentarilor de Gorj. Să fie clar, avem 5 parlamentari ai puterii, trebuie să-și facă treaba. Dacă nu, să nu vină la poarta oamenilor sau la ușile oamenilor prin Târgu Jiu să ceară vot. Da, am înțeles punctele noastre de vedere, să vă și țineți de ceea ce vă propuneți până la urmă și să stați lângă parlamentari, să transmiteți nevoile oamenilor și ale economiei județului. Până la urmă, acest complex energetic Oltenia reprezintă 80% și din economia județului. Atât în această seară. Vă mulțumesc pentru prezență. Rămâneți cu Tele3, numai bine!